De anul acesta, Festivalul Craiova Muzicală a căpătat statut internațional. Mai mult, evenimentul de tradiție se va desfășura de acum sub un altul patronaj al regelui Mihai I. Sala Filarmonicii Oltenia a fost neîncăpătoare. Străduiți să vă aducem vouă, craiovenilor, un festival foarte mare. Este a 40-a ediție, cu 40 de evenimente. Începând de astăzi, 15 noiembrie și până pe 8 decembrie, timp de 24 de zile, Craiova este muzicală. Concertul de deschidere a fost o provocare pentru melomani. Verdi Wagner, concert vocal simfonic extraordinar susținut de Filarmonica Oltenia sub bagheta dirijorului Gheorghe Costin. În primul rând pentru altețile sale și pentru spectacolul oferit. Craiova Muzicală este o manifestare culturală cu tradiție. Acest an e în contextul mai larg al Craiovei Capitală Culturală. Sunt mai mult pasionată de teatru, deci am venit numai pentru deschidere și am fost și la lansarea cărții pe care a avut-o principele. E o seară deosebită pentru Craiova și iată, numele orașului este inclus în titulatura acestui festival de tradiție al orașului și este cu atât mai îmbucurător pentru orașul nostru cu cât ieri s-a încheiat un festival internațional la Teatrul Liric, iar astăzi se deschide un alt festival internațional la Filarmonica Oltenia. E un eveniment excepțional, că vă dați seama, această ediție a Festivalului Craiova Muzicală, care din acest an este sub înaltul patronaj al maestății sale, regele Mihai I. Cea de-a 40-a ediție a Festivalului Internațional Craiova Muzicală se va încheia pe 8 decembrie. Agenda manifestărilor cuprinde 40 de evenimente de tipologii și stiluri diferite. Concerte simfonice și vocal simfonice, muzică de operă, muzică veche, muzică de cameră, recitaluri instrumentale și vocale, concerte de muzică rock, folk și jazz, dar și proiecții cinematografice. Duminică Ion Caramitru și Aurelian Octav Popa vor susține un recital de muzică și poezie.